Adelina, da. În gală n-am apucat să vorbim mult despre o declarație a lui Alin care pe mine m-a contrariat un pic și nu numai pe mine. Un testimonial luat sâmbătă dimineață, fac precizarea acum, pentru că eu înțelesem că era de vineri, dar era chiar sâmbătă dimineață, înainte de gală. Despre... Ba da, sâmbătă. Despre ce s-ar întâmpla dacă tu ai pleca. Și în care el a spus că o să cunoască alte fete. Da. Cumva m-a pregătit într-o oarece măsură, cu o seară înainte, spunându-mi, uite, am spus asta, dar îmi pare rău că am spus-o pentru că nu mai simt așa. Dar cum? Adică a simțit la prânz într-un fel și seara într-un fel? Asta nu știu. Ce-i drept am văzut. I-am văzut părerea de rău în loc și aseară am avut o discuție dincolo în livingul băieților. O să vedem în câteva clipe asta, discuția. Și... Dar doamna Daniela, ce s-a întâmplat? Ce a fost cu Alin? Adică... E un pic, îl simțiți nehotărât? Eu dacă nu prea am stat prea mult timp cu el, nu pot să-mi dau seama. Dar v-a mirat ce a zis? Da, m-a mirat. Deci eu prietenele lui nu le-am cunoscut niciuna. Adelina e prima? Da. Eu mai mult timp am fost plecată. Câte lucruri se întâmplă aici? Haideți să facem așa. O să vedem un material cu discuția dintre Adelina și Alin. O să-l invităm și pe Alin și poate ne explică el. Doamna Mari, dacă dumneavoastră sau doamna Ioana veți fi mama săptămânii, Adelina pleacă acasă. Mama săptămânii este doamna Mari. Am simțit 1000 de trăiri deodată și am simțit că efectiv pierdeam ceva de mare preț. Apoi când am auzit pe Valentin că a zis că rămân, cumva mi s-a luat o piatră de pe suflet, dar în același timp mi-a venit în minte iar ce-i spus și am gândit așa, dar pentru ce rămân? Câteodată cuvintele dor mai mult decât orice, mai ales atunci când vin din partea unei persoane de la care vrând nevrând ai așteptări. Ce s-ar întâmpla dacă ar pleca Adelina? Nu m-am gândit la treaba asta până acum, dar în caz că va pleca... Voi rămâne în casă și cred că voi încerca să cunosc celelalte fete care vor mai veni. Nu o să o aștepți? Să o aștept până ies eu din emisiune? Nu știu, că vor fi multe ispite, mă gândesc. Însă, în tot contextul emisiunii noastre, orice cuvânt trebuie mai întâi de toate asumat, căci oricum mai târziu va fi și interpretat. Deci crede-mă că nu se mai aplică vorbele pe care le-am spus atunci. Deci crede-mă, te rog să mă crezi asta. Te cred. Asta ți-am spus chiar, mi-a fost dor de tine, că nu vreau să te văd. Eu am spus că nu vreau să mă îndrăgostesc și am spus-o mereu, pentru că m-am mai îndrăgostit repede de multe ori și am suferit, mi-a fost greu, știi? Eu când mă îndrăgostesc și încep să țin la cineva, devin foarte vulnerabil, știi? Și ce te faci să crezi că te-aș răni cu ceva? Nu știu, dar la atâta experiență cât am avut, am început să am o teamă, știi? Și de asta zic eu că sunt rece la început, dar uite că încep să prind drag de tine și nu știu dacă o fi bine sau nu o fi bine. E ok să compari oamenii între ei și te gândești că dacă cineva ți-a făcut ceva, îți va face și altă persoană, pentru că e posibil să greșești, să rănești tu persoana respectivă. Știi. Spune tot ce ai pe suflet, că văd că ai multe pe suflet. Să știi că... Bate-mă, omoară-mă. Deși majoritatea persoanelor ți-au sărit în cap cândva și după gală și mie după, știi că ți-am luat apărarea în fața tuturor. Și știu că am greșit. Să nu e greșit. Ai spus și-i simțit. Nu am greșit. Nu e greșit. Ai spus și-i simțit. Am greșit. Dar recunosc că testimonialul ăla cumva mi-a dat de gândit și m-am gândit ieri toată după amiaza și îmi doream atât de mult să te văd. Regret și îmi pare rău ce am spus la testimonial acolo. Știu că a sunat extrem de urât, dar nu știu de ce am spus-o. Nu am. Pur și simplu. Ce-ai simțit? Nu te mai învinovățit, că nu te învinovățesc. Mă simt eu vinovat. Și nici nu te condamn. Deci nu că mă condamn tu sau aia, mă condamn eu singur, oricum ar fi. Mi-a căzut cerul în cap când am auzit. Deci eu eram 100% sigur că nu vei fi votată nici măcar o dată sau... Mă gândeam că poate vei ieși chiar și printre fetele săptămâni. Să știi că se vede frumos ce e între noi și chiar e ceva frumos și îmi doresc să fie și mai mult și mai
nu-mi doresc să fie mai... și... Da, acum vorbele au fost spuse, le regret. Dar și nu cred sunt supărată pe tine. Eu sunt supărat pe mine pentru că am spus vorbele alea și știu că probabil la momentul ăla așa le simțeam, dar acum mi-am schimbat total părerea, nu știu. Nu mă mai interesează ce vreau să fie. Dacă vor mai intra. Nici de cum mă temam, am fost întrebat de Roxana, am spus că nu mă interesează. Și dacă ar fi să fiu din nou propus pe eliminare și eliminată, ce-i face? Sincer, am stat și m-am gândit aseară la toate posibilitățile, pentru că ai fost la un pas. La un pas să fie eliminat. S-a creat ceva frumos și îmi place. Și probabil că aș pleca. N-aș vrea să spun de acum că aș pleca, dar în proporție mai mare aș pleca. Sau dacă aș rămâne, probabil că n-aș mai cunoaște altă fată și aș rămâne strict pentru emisiunea, de dragul emisiunii. Nu știu, simt că nu rezonez cu nicio fată din casă, așa cum rezonez cu tine și cum mă înțeleg cu tine. Mi-e greu să spun vorbele astea, dar... De ce ți-e greu? Nu spun eu chestii de-astea de obicei, dar... Chiar nu mi-aș fi dorit de pierd, adică aș fi plecat cu regret. Wow, da. O discuție de-aseară de la petrecere. Să știi că Adelina nu mai e fata aia veselă de până sâmbătă. Cum era ea? Așa a fost tot weekendul? Da, cam da. Acum, gândind înapoi la tot ce s-a întâmplat, la declarația lui Alin, pe care asta e, oricât am vrea noi să o ștergem cu buretele, nu putem. Pentru că au fost vorbele lui, din căpșorul lui, adică nu l-a pus nimeni să spună lucrurile astea. Bine, am asumat, am spus că am greșit. Ai de gând să fii un pic mai precaută, Adelina? Poate te-ai aruncat un pic cam tare? Nu știu, nu întreb. Nu consider asta, nu. O să fiu așa cum sunt, cum am fost și până acum față de el, pentru că îmi doresc în continuare ca relația noastră să evolueze și o să lucrez la Ana, o face să evolueze, ca să zic așa. Nu-l condamn. I-am spus și aseară că prefer să... spună ceea ce simte, nu ceea ce se vrea auzit. Dar de ce ai simțit asta? Hai să vorbim acum, că uite, nu mai suntem cu emoțiile galei, cu șocul nominalizării Adelinei. De ce ai simțit să spui lucrurile acelea? Pur și simplu, așa am gândit-o eu atunci. Am zis că dacă ea ar pleca, eu aș rămâne în emisiune pentru emisiune de dragul emisiunii, probabil, că mă simt bine cu băieții, cu toată lumea de aici. Glumesc, râdem. N-ai probabil că de asta. Nu, n-am spus-o de asta, dar așa ai am spus, gândit-o. Spus, am spus că exact. Ai cunoaște alte fete. Știu, am auzit și știu ce am spus. Dar acum gândindu-mă, la asta am vrut să mă refer. Și... acum, pentru că ai văzut cât de mult ai rănit-o cu vorbele tale? Nu. După o discuție pe care am avut-o noi, în seara de după ce am făcut testimonialul. Pe de altă parte, în continuare rămâne pericolul ca Adelina să fie nominalizată ca orice altă fată și poate chiar să plece ca orice altă fată. Tu i-ai spus ieri că cel mai probabil vei pleca din emisiune. Da. Aș vrea să-ți amintesc și ție și celorlalți concurenți că nu prea după cum vrem să plecăm aici din emisiune. Știu. Știți că v-am mai spus eu, am mai făcut și sezonul trecut comparația, că nu suntem la un hotel unde facem check-out-ul și plecăm când vrem. Tocmai de asta nu mi-am permis să spun concret că voi pleca. Am spus, există posibilitatea să plec. Da, doamna Ioana, în justificarea dumneavoastră pentru nominalizarea Adelinei, ați zis că, din punctul dumneavoastră de vedere, nu este suficient de matură emoțional și că nu considerați că după 3 săptămâni ei au o relație. Da, nu. 3 săptămâni este prea puțin, s-au văzut de câteva ori. Deci eu una nu consider cuplu. Acum, în accepțiunea asta... emisiunii știți că doi oameni trebuie să se cunoască, dacă se sărută înseamnă că sunt într-un cuplu. Și mă rog, dacă își asumă sărutul, că am mai văzut și alte situații. În emisiune e cuplu, dar pentru mine. Da, da, știți că toți vor trece prin asta, că asta e emisiunea. Asta n-o să considerați niciun cuplu? Ba da, dar să se cunoască. Dar dacă, dar dacă pleca, n-aveau timp. Și să o luăm și pe cealaltă parte. Și eu m-am gândit că o aleg eu
singură și va rămâne. Deci, asta tot te-ați gândit așa? Nu, da. Știți cum e cu aleg eu, dar o salvează, nu știu. Nu e chiar nu așa. De salvat. Nu m-am gândit de salvat, că nu știam de amul. V-ați bazat pe faptul că nu o să fiți mama săptămânii, nu? Nu. Și asta și faptul că eu singură o să o aleg pe ea. Să fie doar un vot. Păi da, dar nu e să ca la... Doar un vot. Nu facem. Uneori nu e ca cu majoritate. Da, ne-am convins că nu e ca la... E greu. Eu știu că misiunea mamelor e cea mai dificilă până în punctul în care vor nominaliza și ceilalți concurenți. De asta trebuie să cântăriți bine, sunteți persoane trecute prin viață. Acum știți că sunt o mulțime de cazuri, de familii care s-au cunoscut așa, dragoste la prima vedere, s-au văzut într-o săptămână, s-au luat și sunt bine mersi de 5, 10, 20, 50 de ani. Da. Poate o să fie cazul lor, mi-ar plăcea. Dar nu știm. Dacă pleca... După 4 luni se puteau întâlni, dacă chiar... Dacă era să fie... Asta am vrut să puntez. La mine n-a fost dragoste la prima vedere, de asta am spus că vreau să cunosc celelalte fete. M-a atras felul ei de a fi și cum mă face să mă simt mai mult. Și acum vrei să mai cunoști? Acum, dacă tu simți să cunoști, cred că e mai cinstit și pentru ea să-i spui. Nu, i-am spus și nu. I-am spus. Adelina. Vreau să spun că eu consider că, da, într-adevăr, abia am format un cuplu acum câteva zile, suntem la început, ne cunoaștem și învățăm unul despre celălalt în fiecare zi, purtăm discuții atât serioase cât și mai în glumă, dar ușor-ușor învățăm unul despre celălalt. Ne vedem defecte, ne vedem calități, lucrăm la a clădi ceva și a merge înspre ceva serios și consider că merge într-o direcție bună. Pas cu pas, aveți timp. Exact. Luați-o ușor. Scurtă pauză.